Raportez. L-am găsit decedat lângă trotuar. Poate rășinat. Nu, așa puțin știe când mi-a fost grozav. Și? Noaptea asta am găsit. Fosezi. Te sper, poate, auzi? Să nu dispare. Mă găsesc și în mătă. Nu împingi în fiecare zi un om de pe acolo. Poți să-mi explici cine sunt ăștia și ce vor? Nu pe ăștia. Devastează tot. Tot. Vințele nopții, umbre tăpute, poartă povara zilei trecute. Nimic de păstrat, prea mult de uitat, fețe mascate, un zâmbet pictat, fiecare cu moartea lui. Adică de mâine în cinematografe. Bună seara! Bun găsit tuturor celor care sunt alături de noi în încercările noastre de a explora ce se găsește dincolo de alb și negru. Invitatul nostru din seara asta, cum să zic, e o personalitate legendară a cinematografului românesc. Sună așa foarte șablon, dar așa e omul despre care vorbesc. A început ca operator sau director de imagine, lucrând la filme care au rămas în istorie. Amintiți-vă de Apa ca un bivol negru, de Nunta de piatră, de Duhul aurului. Apoi a semnat regia unor firme cult din cinematografia de la noi. Amintesc doar O lacrimă de fată și Baloane de curcubeu, ce filme legendare. De curând, adică anul trecut, a realizat în calitate de regizor filmul Rondul de noapte, al cărui trailer l-ați văzut mai devreme. Film care va putea fi văzut în sălile de cinema din România, începând de mâine. E o mare onoare, e o mare bucurie să-i spun bun venit la emisiunea noastră regizorului Iosif Demian. Bună seara, Demi, am convenit că ne tutuim. Sigur că da, sigur că mulțumesc da. Frumos că ai venit la noi. Și eu vă mulțumesc. E un plan vechi. Lumea, și vă mulțumesc la toată lumea din echipă care pun umăr acum și îți mulțumesc că m-ai invitat. Și face o deosebită plăcere, mai ales că de mult timp tot propuneam să te acostezi într-un fel undeva, ca să spun că îți admir emisiunile și mulțumesc foarte le simt de fiecare dată, nu numai interesante, dar pline de învățătură pentru mine. Arunc toată responsabilitatea asta pe umerii colegilor mei, mulțumesc foarte frumos. Demi, cum a fost când ai plecat din România? E foarte greu de explicat cum a fost, pentru că au fost două faze. La un moment dat, fiind la Paris, alți plecați înaintea mea, colegi, prieteni, au apărut cu șampanie și au spus: am venit, hai să ciocnim și ne bucurăm că ai venit să rămâi. Și am spus: nu, eu nu rămân până când mai pot lucra în România, până când mai pot face filme. Și m-am întors acasă. La plecarea asta a fost altfel. Mi s-a șoptit. Am fost luat deoparte și mi s-a spus clar că s-a discutat la nivel de foarte sus, că sunt pe lista neagră și în această țară nu o să mai fac film niciodată. Soția mea a fost vreo 20 de ani reporter și crainic la televiziunea română, da? Emisiunea Limba Maghiară, și s-a desfințat emisiunea. A fost mutată la radio, mi s-a spus că Erica, eu, Jacu, mă chema atunci, caută-ți de lucru. Când s-a întâmplat asta? Asta în 84, parcă? Da. Drept care ne-am gândit ce am avea de făcut. Aveam un băiat, ce avem de făcut. Singura soluție rămânea să-i dăm lui șansă să trăiască într-o lume mai altfel, mai bună. Era apogeul perioadei grele. Da. Nu pot să spun că era de foarte greu, dar această, cum să spun, barieră care se punea în față, nu puteam să o trecem. Dar pentru tine era un moment foarte important, pentru că ai traversat o experiență importantă cu niște filme care au fost apreciate. Era practic decolarea în cariera de regizor. E adevărat. A mai fost un motiv.
România participase la Olimpiada din Los Angeles. Da. Era singura țară comunistă care participa, exact. Drept care sponsorii americani, în schimbul suportului față de echipa română, au primit dreptul să facă un film cu câștigătorii, cu premiații, cu români la Olimpiadă. Și au venit la televiziunea română să caute un operator. Nimeni n-a vrut, pentru că li se cerea să raporteze zilnic toate discuțiile posibile, plus că mai erau două persoane care însoțeau echipa de filmare. Și cum eram pe lista neagră, n-aveam de pierdut nimic, am zis, fac eu. În plus, cei de la televiziune nu cunoșteau aparatura cu care au venit americanii, care era venită din Anglia. Și chiar și eu am avut probleme până când am pus toate piesele împreună. M-a ajutat Dan Anoveanu, care a devenit asistentul meu. Deci noi am plecat la filmare. Am filmat în mai multe zone din țară, cu mai multe vedete ale vremii. Și când materialul a ajuns la New York, domnul Bud Greenspan, care era cel mai mare regizor de filme olimpice, mi-a scris o epistolă care a zis așa, am lucrat cu 50 de operatori din toată lumea, ești unul dintre primii trei. Dacă înveți engleza, ești omul nostru. Și? Păi, de o parte eram pe lista neagră, pe de altă parte mi se propunea povestea asta. În mod foarte direct. Era o propunere directă. Noi am plecat fără să țin cont de chestia asta. Evident că a însemnat ceva, un fel de siguranță, o plasă acolo dacă cumva se întâmplă ceva. Am plecat din două motive. În primul rând, am reușit să cădem de acord, Erica și cu mine, că niciodată nu o să ne reproșăm unul altuia că tu ai vrut să pleci. Tu ai dorit să părăsim țara. Câți ani aveai atunci? Câți ani avea Erica? Câți ani aveai tu? Eu aveam 40 ceva, 42, 43. Da. Și a doua chestiune care am convenit a fost nu ne ducem să începem, să continuăm ce am făcut aici. Mergem să începem de la zero. Foarte important. Drept care a fost o extraordinară oportunitate de a ne minuna de tot ce se întâmpla în jurul nostru. Pentru că nu aveam... Cum ați ajuns în Australia? Păi, noi întâi am ajuns în Ungaria cu un pașaport de de turist. Se mai leagă de povestea asta altceva. În vara dinainte a plecării, filmul meu, Piciu, a luat marele premiu la Avellino. Da. Și ei m-au dorit pe mine, m-au vrut pe mine pe scenă să mi se ofere, să mi se îmâneze premiul. Deci festivalul a fost o ocazie. Nu. A fost un fel de posibilitate de a... De a... Așa, între timp am depus actele pentru pașaparte de turist. Și Erica și eu. Ea a pus și numele băiatului în pașaportul ei. Am ajuns în Italia. Mi s-a pierdut bagajul sau s-a furat, nu se știe. Cert e că mi-au dat niște bani să-mi iau un costum, povești de astea. Și de acolo am trimis unor prieteni din lagăr, nu ne erau scrisori, un fel de telexuri. Vreau să ne vedem, vin la Viena, stau o zi în plus, mă întorc mai târziu în țară, vreau să-mi povestiți voi cum ați reușit. Deci era deja pregătirea pentru plecare. Vreau să spun că n-a venit nimeni dintre toți la care am scris, drept care m-am întors acasă. Erica, între timp, s-a dus să-și ridice pașaportul, eu fiind la Viena, i s-a spus când se întoarce domnul Demian, deci știau că... Deci erau pașaparte de la interne și externe. Așa, și când m-am întors, amândoi ne-am dus să ne luăm pașaportul, dar mi s-a spus că am nevoie de buletin. Buletinul meu era dincolo pentru pașaportul de serviciu cu care am fost în Italia. A trebuit să mă duc la Iorga să-mi iau buletinul și acolo am întâlnit un colonel de securitate. Asta e adresa celebră în București, da? Așa, care m-a luat de umăr, așa, și mi-a spus, Demi, dragă, dacă îți găsești de lucru în Italia sau în Franța, noi cu drag te sprijinim să pleci. Serios? Da. Și peste 6 luni o să-ți vină și soția cu copilul. Am ajuns acasă și am înțeles că dacă accept,
sunt la mâna lor. Dacă nu accept, Erica, care a rămas, rămâne la mâna lor. Dar, cu toate astea, ni s-au eliberat pașapoartele și am plecat. Am ajuns la Debrețin, la niște rude, și a zis, te-au căutat din Austria, din lagăr. Și cineva a avut ceva de zis. Dați-i telefon și vă spune și vouă. Și acest individ ne-a spus așa, încercați să nu pierdeți vremea în Ungaria mai mult de 24 de ore, că se anunță între ei. Deci a intrat din România, dacă te-au prins undeva după 2-3 zile, te arestează și te trimit înapoi. Te dau înapoi. Drept care noi, în clipa în care am sosit, dimineața ne-am trezit, în mașină, contraband, și am luat-o spre Austria. Mi s-a spus, nu vorbiți cu soldatul de la barieră, așa, mergeți direct la ofițer. Ne-am dus la ofițer, a întrebat unde vă duceți, am zis, mergem la Viena, la niște prieteni, pentru Revelion. Era a doua zi de Crăciun, erau mai puțin și erau altfel vis-a-vis de noi. Vorbesc de partea maghiară. Da. Și a zis, aveți o cercă, ceva, blănu? Nu. Aveți bani? Nu. Adevăr că aveam niște bani primiți de la rudele din Debrețin și am pus 200 într-un buzunar și 800 în celălalt buzunar. Și când a venit, a zis, hai să vedem care buzunar. Deci, dăm din buzunarul ăsta. Și am zis, am 200 și am scos 800. Deci, bine, dăm și pe aia la 200. Deci, am intrat într-un joc din ăsta cu mine. Am stat ce am stat. La un moment dat, Erica îmi zice, vino. N-am văzut când i-au adus pașapoartele. Avea deja pașapoartele și ca să putem pleca. Și atunci a fost un moment, cinema, de asta zic. Băiatul se juca cu lumina, cu farurile de la mașină și în clipa în care trebuie să plec, farul nu s-a mai aprins. De fapt, nici n-am insistat, doar am încercat și n-am mers și am zis, asta e. Și când se pornesc, colonelul care era acolo de frontieră a strigat, lumina, aprinde lumina. Și am încercat și n-am reușit. Aprinde lumina. N-am reușit. Am scos, fumam la vremea, am scos bricheta pe fereastră, am aprins așa, s-a uitat, a zâmbit, a pornit mașina și după doi pași s-a stins și am trecut prin poartă și plecați am fost. Wow. În aceeași noapte, în prima noapte, prietenii noștri nu erau, erau în lagăr, locuiau în lagăr, locuiau într-o cămăruță mică, și am rămas uimiți, arhitect, doctoriță. Și mi-a explicat, măi, noi stăm aici pentru că e gratis, ne-au dat voie să stăm aici și mai adunăm niște bani. Și până la urmă și-au luat și casă și altele. Și nu mai să termin aici. Și ei lucrau la o doamnă și făceau niște lucruri pentru târgul de 1 ianuarie. Imediat s-a angajat Erica și a câștigat primii bani. Deci asta a fost. Voi veneați dintr-o atmosferă, și tu și Erica, veneați dintr-o atmosferă cu totul specială. Lucrasei cu Veroiu, cu pizza, erai cineva cunoscut. Erica era cineva cunoscut și apreciat. Era în sosul ăla în care se învârtea lumea legendară a vremii. Veroiu, pizza, Dorin Liviu Zaharia, adică... Ce ți-ai fi putut dori ca artist mai mult în România, din punctul de vedere al anturajului? E adevărat, erai pe lista neagră. Ai părăsit o lume unde era extrem de greu de intrat. Să fi lucrat cu Dorin Liviu Zaharia, cu pizza, cu Veroiu, era un privilegiu, era o bucurie. Da. Ai lăsat ceva foarte important. Te râcâia lucrul ăsta când ai plecat? Nu. Am plecat fără regrete. Niciun regret. Mi-am propus să cred, să fiu convins că ce făcusem la vremea respectivă. Și când aș fi putut să continui în stilul așa, aș fi făcut altceva, aș fi inventat altceva, aș fi făcut lucruri cu un alt risc, alt fel de risc. Niciodată nu m-am ancorat, nu m-am oprit la un moment să spun ce am reușit aici, e foarte bine, foarte făcut și să continui la fel. Nu. De fiecare dată făceam altceva. Există o formă de, nici nu știu cum să-l definesc, există o formă de resentiment cu mulți compatrioți care au părăsit România, a rămas un zaț
pe care nu-l poți defini foarte precis. E o doză de ceva care a rămas stratificată cumva acolo, undeva în străfundurile fiecăruia dintre voi. La tine a rămas așa ceva? Nu neapărat. Noi ne-am luat trecutul cu noi. Noi, la fel de normal, vorbeam despre lucrurile făcute, la fel de normal despre planurile avute în România. Și nu vă era teamă de ce urma acolo? Nu, niciodată nu ne-a fost teamă. La un moment dat, și fac acum o sară așa, la un moment dat am făcut un documentar în Brazilia, într-o favelă, unde nu intrase nimeni cu aparat de filmat. Unii au fost împușcați pe loc, alții n-au avut curaj, alții n-au intrat pentru că poliția nu i-a lăsat. Și noi ne-am dus să facem două filme acolo. Eric a avut ideea să căutăm ce îi face pe oameni fericiți și am spus, hai să plecăm chiar de la un loc unde totul e la nivelul de cel mai jos. Și ne-am dus și am stat acolo, ne-a spus la ora 6 plecați că începe război, că erau cei cu copii, mai ales erau folosiți și ei erau victimele, cei mai mulți dintre ei. Într-o favelă unde nu existau străzi, nu existau numere la case, nu exista apă potabilă, nu existau școli, dispensari sau ceva, și unde locuiau familii cu tot felul de, cum se spune, de preocupări, în afara favelei, erau oameni de servici ai altora. Și noi ne-am dus acolo fără teamă. Nu ne-a fost teamă. Și ei au simțit asta. Au simțit. Cum să spun, am avut momente foarte dificile și nu ne-a fost teamă. Cum funcționează cuplu, soț-soție, în situația în care lucrezi împreună atâta timp? Nu e un lucru tocmai obișnuit. De obicei, mai mult decât atât, cuplurile nu rezistă tipului ăstuia de presiune. Trebuie să fie o relație foarte specială, în așa fel încât să reziști și în situația de cuplu, soț și soție, dar și situația de parteneri în meserie. Sunt două lucruri deosebite și două lucruri diferite, cum să spun, care se intersectează, dar nu se opun una celălalt. Noi am făcut împreună 5 filme de lungmetraj încă în România sau chiar și acum, și am făcut vreo 200 de documentare în lume, noi doi. Am decis, fără să hotărâm, eu mă ocupam de filmat și de montat, Erica se ocupa de text, se ocupa de conținut, de scenariu și mai departe. Și aveam vag intenția și o porneam la drum și fiecare încerca să obțină maximum de material pentru ce urma să se întâmple. Și foloseam orice în plus, orice noroc care aveam, ca să se pună la cum să spun, la baza acestui. Și am reușit niște filme deosebite. Și nu v-ați plictisit unul de alălalt? Nu, din contră. Chiar și acum, după ce am făcut filmul ăsta, ăsta e un secret, eu lucrez la un scenariu. Și acum fac și o destăinuire. Scenariile pe care eu le-am scris, nu știu, sunt vreo 10-12, eu nu mă apuc să scriu prima pagină și după aia, după pagina, trebuie să mă întorc să corectez prima pagină. Pentru că dacă corectez prima pagină, pagina 2 și 3 nu se mai potrivesc. Și atunci trebuie să corectez. Nu fac chestia asta. Eu, dacă am scris prima pagină, a doua, nu țin cont de, merg până la capăt. Dar de obicei nu scriu. Tot ce inventez se întâmplă în capul meu. Până și dialogul. Și în clipa în care simt eu că trăiesc în lumea aia și recunosc personajele și țin minte toate replicile lor, în clipa aia mă consult cu Erica. Ea poate să aibă păreri și a avut și îmi spune, nu-mi place prima secvență. Nu întreb de ce, îi explic de ce am pus-o și ea zice, nu m-ai convins. Bun, renunț. Și încep de la secvența a doua, mergem cu filmul, dar în clipa, mă refer la filmul ăsta, în clipa în care am început să mă gândesc la film de acum, i-am spus, am nevoie de muzica ta, pentru că fiecare secvență are o piesă muzicală. Dacă eu folosesc muzica în paralel cu secvența, îi diminuez forța. Devine mai ușoară, mai melancolică, mai altfel. Dacă în loc de muzică folosesc zgomote, la fel, trimit într-o altă zonă. Deci nu vreau să le... decât zgomotele minime care trebuie să facă parte.
și vreau să folosesc muzica după fiecare secvență, o șansă de contemplare pentru spectator, apropo de ce a văzut. Demi, te-ai gândit vreodată la... O să întreb foarte direct. Te-ai gândit vreodată la adecvarea cu timpul în care trăiești? Te preocupă ideea asta? Absorb timpul. Mă interesează absolut tot, chiar și lucruri care sunt în afara interesului meu primar. Observ lucrurile care se întâmplă, le judec și plec de la o concluzie care am avut-o cu mulți ani în urmă, și anume, toată viața este ca o glumă, ca un banc. Și fiecare dintre noi așteaptă poanta. Recomand cu asupra de măsură, pentru că tot a venit vorba despre glumă, despre banc, despre... Pa chiar despre zona asta profund burlescă a lucrurilor. Vedeți Baloane de curcubeu, dacă vreți să vedeți cum arată viața ca o glumă. Da. Se poate vedea în condiții foarte bune. Cinepub e o platformă extrem de civilizată și merită recomandată din toate unghiurile. Dar, iartă-mă, dacă nu ai film, poți să-ți oferi eu un Blu-ray. Mulțumesc. Nu, serios vorbesc. Mulțumesc. Dacă știam, aduceam acum. Pentru că e vorba totuși despre un film esențial, pierdut, reconstituit, cu o poveste. Filmul însuși are o poveste de film. Da. E o reconstituire târzie, spectaculoasă. E o poveste pe care merită să o aflați, dar în primul și în primul rând, dacă puteți să vedeți, vedeți Baloane de curcubeu. Să rămânem un pic la povestea asta cu adecvarea. Da. Vii dintr-o școală clasică, dintr-o școală profund încărcată de învățătură estetică. Îți place Serghei Parajanov. Ești cineva care apelează la citate plastice, te interesează lucrurile astea, dar existi într-o lume în care ceea ce numim acum filmul de artă nu mai e un film care se adresează publicului din cinematografe, ci e un film care se adresează publicului din festivaluri. Te-ai obișnuit cu ideea asta? Nu mă gândesc la asta. Deci nu te gândești la așa ceva? Nu, nu. Dacă aș vrea să fac un film pentru festival, e ca și cum cineva îți spune, ce faci? Faci o capodoperă? Nu eu decid. Nu pot să spun, am să fac o capodoperă. Dacă am să spun chestiunea asta, am să mint. Nu. Nici așa, nici filmele care le fac, nu le fac cu un anumit scop. Nu m-am gândit să fac o comedie sau o dramă sau un musical sau altceva. Nu. Dacă ar fi să fac filme care au această copertă, deci în pornire, stil, tot sunt, aș avea probleme și aș devia și aș încerca să păcălesc stilul. Deci nu vreau să fiu închistat, nu vreau să urmăresc anumite formule. Din acest motiv, în acest film am și declarat, pentru că mi s-a spus, bine, dar despre ce e vorba? Păi nu e nici comedie, nu e nici dramă, nu e nici luptă cu fantome și cu altele. E o poveste care se poate întâmpla și oamenii se pot identifica cu întâmplări din viața de fiecare zi. Nu e nicio minciună. Deci nu vin eu cu ceva care nu s-a întâmplat sau nu s-ar putea întâmpla. Deci de aici încep. Și caut întotdeauna ca eu să fiu primul care crede în ceea ce am scris și ce am făcut. Credința în ce faci e esențială. Cum reacționezi când cineva scrie sau vorbește despre filmul tău și spune, ne punem într-o situație ipotetică, da, și spune, Demian a făcut filme fabuloase, ia cam trecut vremea, e un tip depășit. Da. Să fiu sincer, mă bucur că cineva are o remarcă pe care nu explică, decât e așa o declarație, înțelegi? Tu de acum nu mai vezi lumea din jur. Ești pregătit pentru felul ăsta de întâlnire? Da, nu mă interesează. Okay. Îmi plac cronicile, nu cele care înjură sau care te laudă, ci cele care descoperă esența filmului. Și mă întorc aici la o chestiune despre care aminteam la început. Ilinca Hărnuț a fost una din primele persoane... Te referi la actrița Ilinca Hărnuț, da? Care joacă rolul în Rondul de Noapte. Rolul principal.
a fost una din primele persoane care a simțit esența scenariului. Și când mi-a descris scenariul cu vorbele ei, am rămas uimit. De unde are ea informația asta? Bine, ca e o actriță specială. Nu, special. Actriță și ce vene, cu ce venea ea, sunt două lucruri diferite. Da. Și a mai fost interesant faptul că am întrebat-o dacă ar fi să joci în filmul ăsta, care rol ți-ar plăcea? Și a zis, rolul bărbatului. Bun, să vedem dacă putem. Și nu s-a putut. Dar am avut filme în care am schimbat personajele, pentru că exact la fel mi s-a spus, eu aș vrea rolul lui, mi se pare mult mai aproape de sufletul meu. Și am zis, bine, schimb. Și am schimbat bărbatul cu femeia sau altfel, și, sau vârsta. Și, eu am un stil care nu e un stil. E o amestecătură de lucruri care eu mi le asum și, în primul rând, îmi asum un risc extraordinar de fiecare dată. Nu consider că riscul e un risc, atâta vreme cât acest risc poate să-mi dea un rezultat neașteptat în favoarea mea. Unde te plasezi, dacă îți amintești o poveste pe care tu însuți ți-ai spus-o? Încercai să explici cum lucra Veroiu, încercai să explici cum lucra Pizza, da, atunci când colaborați, și spuneai așa, Veroiu era extrem de atent la estetica vizuală, preocupat milimetric de tot ceea ce se întâmpla, Pizza înscena totul în fața camerei, povestea era în fața camerei, camera era martorul la ceea ce se întâmpla, da, în fața ei. Da. Unde te găsești între aceste două modalități de a lucra? Sau nu ești în niciuna dintre ele? Sunt mai aproape de Veroiu. Uh-huh. Îmi plăcea stilul lui foarte curat, adică el nu folosea păcăleala, el avea totul foarte precis. Dezavantajul acestui stil este că uneori filmele lui sunt sunt foarte departe de om, adică e foarte greu de penetrat, pentru că ele par puse în față ca niște statui sau ziduri de piatră. Deci, aparent, nu au suflet poveștile lui. El le descrie dialogul, totul este căutat, totul este manierat. Pe când Pizza, el se baza atunci, nu vorbesc de partea care a făcut-o ulterior, se baza foarte mult pe actor și lăsa actorii să facă. Deci sunt mai aproape în felul meu, pentru că eu am plecat cu fotografia, deci am făcut foarte mulți ani fotografie, am studiat artele plastice, am făcut ce mi-a plăcut mie, mi-a plăcut nu atât pictura cât sculptura, pentru că îmi dădea o dimensiune în plus și era extraordinar. Mă uitam de multe ori la o statuie din spate și încercam să descoper fața. Multe lucruri de astea care țin de vârstă. Și am studiat filmele și am ajuns la concluzii, mai ales la filmele preistorice, le numesc eu, Buster Keaton sau Chaplin sau care mai erau pe vremea aia sau pe urmă cei mai târziu ceilalți comici în toată lumea, și italieni și francezi. Și am înțeles că în prima fază aparatul de filmat avea o poziție fixă, cea mai bună lojă, nu altă lojă, cel mai bun fotoliu din sală. Și avea în față tot eșafodajul de acolo. Nici nu conta ce se întâmpla, decât totul se petrecea în fața aparatului. Când povestea a început să se schimbe, când s-a descoperit că aparatul mutat sau duplicat și pus lateral oferă o altă viziune pe care spectatorul obișnuit nu are, ca la teatru. La teatru ar trebui să... S-a mai făcut teatru modern, dar la vremea aia nu se făcea. Și a venit sunetul, pe urmă dialogul, pentru că lumea vroia să afle povestea, deci nu era numai alergătura și tot felul de jumbuș lucruri, ci vreau să aibă povești adevărate. Și pe urmă competiția cu televiziunea, când televiziunea a reușit să facă același lucru, ba depășise filmul, pentru că tehnic avea niște avantaje pe care filmul nu le mai avea. Și treptat s-a ajuns la un complex
la ceva mai deosebit, care oferea povestiri de viață foarte aproape de ființa umană, drept care filmul a trăit niște ani de zile. Demi, ai descoperit actorii români, ai cunoscut da. Actori români. Dorel Vișan a debutat la mine. Da, știu asta, dar eu întreb acum de generația da. Asta nouă. Da. Dorel Vișan a făcut niște da. Roluri senzaționale în filmele tale. Vorbesc despre generația asta nouă. Da. Cum ți se pare? Ai pomenit-o pe Ilinca Hărunț. Da. Cum ți se pare lumea asta nouă cu care ai lucrat? Pentru că în Rondul de Noapte ai lucrat cu lume nouă. Da. Eu sunt convins că mai toți actorii care vor să fie actori au talent. Dar îl țin pentru ei. Cum adică? Țin talentul pentru viziunea lor a scenariului, hai să zicem, sau a spectacolului. Și nu se lasă pe mâna ta? Nu că nu se lasă, dar filtrează prin propria lor intuiție și părere. Și atunci totul pare normal. Eu, de exemplu, la acest film nu prea am folosit duble. N-am făcut repetiții. Decât vag așa, facem așa, fie acolo cu tare, tare, știau textul și hai să facem o dublă. Și filmam dubla și anunțam, mulțumesc, mai departe. Și actorii au zis, stai domnule, păi dar nici măcar n-am jucat. Păi nici n-am vrut să joci. Nici n-am vrut să joci. Dacă te pun să treci strada, tu treci strada normal, una, sau după aia te prefaci că treci și te uiți să stânga dreapta, chipurile vin, mașini, îmi creezi mie panică aia, domnule, o să se întâmple ceva. Nu. Deci mie îmi convine prima. Nu vreau să alterezi ceea ce eu cred despre tine că e cel mai important lucru. Am avut neplăceri cu unii actori. S-au terminat bine până la urmă? Nu știu, pentru că cel puțin doi dintre ei, nu dau nume, n-au venit să vadă filmul. Aha. Te-a rănit lucrul ăsta? Nu. Mi-a părut rău pentru ei. Mi-a fost milă de ei. Le ofeream o șansă. Nu costa mai mult. Și dacă nu ieșea, ne torceam la altceva. Nu. Dacă ți-ar spune unul dintre actori, nu mă regăsesc în ce am jucat, nu-mi place filmul ăsta. Mulți. Cum te întâlnești mulți. Cu felul ăsta de reacție? Mai vezi filmul odată. Serios. Mai vezi filmul odată. Fă abstracție că ești tu acolo, vezi filmul și vezi actorul ăla, care nu ești tu. Și ea încearcă să vezi dacă face ce face interesant, dacă te convinge, dacă simți tu că are ceva de ascuns sau dacă își joacă un rol pe limita tăioasă a căderii. Demi, nu accepți niciodată că ai putea greși? Ba da, și greșesc mereu. Da? Păi dar face, tocmai de aia. Face parte din profesie. Greșeala mi se pare mie că este o tentativă de a depăși partea sigură a situației. Și e opusă căutării cu orice echipă a capodoperei. Nu știu, poate. Dar, cum să spun, eu repet, niciodată nu m-am folosit de un film ca să dau lovitura. Sau să... Nu, n-am încercat chestia. De fiecare dată a venit din urmă această recunoaștere și surpriza pentru mine. Așa cum a fost surpriza cu apa ca un bivol negru, surpriza cu o lacrimă de fată, surpriza cu baloanele. Cu baloanele a fost, cum să spun, nici n-am crezut, pentru că s-a schimbat filmul, am fost obligat să punem coperți și altele și altele și toate astea, cum să spun, le-am considerat ca niște accidente care, mă rog, nu-mi aparțin, dar trebuie să accept filmul așa ca atare. Ești mulțumit cu condiția ta de acum? Cu faptul că poți să lucrezi? Să pot să lucrez dacă vreau eu, dar de fapt situația rămâne destul de complexă. Legile care guvernează cinematografia, apariția acestor cum se spun, fabrici mamut, Netflix și HBO și celelalte, distrug esența, frumusețea, nu numai a filmului, dar tot ce fac ei. Pe de altă parte, e un ecosistem, Demi, o lume liberă. Da, dar este o lume liberă, cum se spun, pe care libertatea e cel mai mare pericol.
Libertatea, îngrădirea îți dă șansa pentru creativitate. Tu însuți, că ați plecat în căutarea libertății. Da, dar libertatea asta am păstrat-o exact ca orice unde, cu bunele și relele lor. Omenește, am avut o lume extraordinară. Din punct de vedere al organizației statului și altele și altele, am simțit multe greșeli ca în orice alt stat. Eu când am plecat și am fost în luni de zile în lagăr, aproape un an de zile, mi s-a spus, vreți America? Și am spus, nu, America nu mă interesează. Pentru că America e mult mai avansată în degradarea acestei libertăți. În clipa în care în America poți să-ți cumperi două, trei arme și justifica, domnule, vreau să mă joc cu armele astea cu care de obicei se merge la război, e o făcătură. Nu mai libertatea reală. Libertatea reală cu care poți vătăma oameni, poți ucide, poți... Uneori libertatea trece și prin momente triste, așa nu cum e vorba de experimente cu rezultate proaste. Da, da, până la ce nivel? E o întrebare, nu știu să răspund. Până la ce nivel? În Australia, când am ajuns, tot ce am întâlnit, tot ce ni s-a oferit, a fost absolut incredibil. Un vis de necrezut. De necrezut. Pe urmă, lucrurile au început să piardă. Nu din cauza noastră, din cauza faptului că lumea a început să se schimbe. Ai spus tu însuți o poveste în care relatai faptul că proiectai filme, filme peste filme peste filme studenților tăi și de la un moment dat încolo, deși se studia film, nu s-a mai putut face lucrul ăsta. Asta era una. A existat un val de modificări, evident, motivate de dorința de a face bani. Inițial eu aveam 4 studenți și mă puteam ocupa cu ei. Pe lângă 4 studenți mai aveam 9-10 tot studenți care făceau doar câte un an și care deveneau asistenți sau altele și alte, dar primii 4 contau foarte mult. În clipa în care s-a schimbat, din aia 4 s-au făcut 18. Nu ai timp fizic cu 18. A doua mare mișcare a fost că un singur profesor este prea puțin pentru studenți. Ar trebui să aibă o pleiadă de oameni talentați. Dar nu toți oamenii talentați sunt și profesori. Pentru că nu înseamnă de a fi absolut profesor, de a comunica cu studenți. Și în situația dată, în clipa în care în loc de un cadru didactic veneau 10-12 și orele noastre se reduceau, eu aveam în loc de 5 ore normale, 5 zile cu 5-6 ore normale, să ajung să am la 2 săptămâni o zi, nici nu știam cum îi cheamă, ca în faza următoare să se dupleze până 20 studenți la 48, ca să poată justifica salariile profesorilor, care de fapt nu se dădeau, pentru că ei deveneau, cum îmi spun, veneau câte o zi pe lună. Eu am avut jumătate de an o singură zi. E o discuție foarte lungă și asta, Demi. Da. Îți promit că sper din tot sufletul să avem ocazia să discutăm și la Garantat 100% și să continuăm povestea asta. Între timp, recomandăm faptul că de mâine se poate vedea în cinematografe filmul Rondul de Noapte, în regia ta. De mâine, 17 iunie. Recomand cu foarte mare căldură Iosif Demian, notă de autor, un interviu de Laura Dumitrescu. E o carte pe care o recomand cu foarte mare căldură, pentru că aici se găsește o bună parte din povestea unui regizor extrem de important în istoria filmului din românesc. Doar prima parte. Prima parte, da. Mulțumesc frumos că ai venit la noi, Demi, și succes mult dar în tot ceea ce faci. Dar despre film nici n-am vorbit. Păi lasă cetățenii să-l vadă, nu e așa că e mai bine să-l vadă? Atunci măcar să spun eu interpretarea mea. Spune așa, va veni un moment când totul se va sfârși. Vei pleca la drum fără bani, fără acte, fără cheile de la mașină. Nici măcar hainele tale nu le vei avea. Ce se va întâmpla? Aici. Va fi un mister. Dacă vrei să știi ce se întâmplă, vezi filmul. Va fi un mister. Vedeți filmul. Seara bună!